Ora 15, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici pe B1 TV. Avem o mulțime de subiecte astăzi, pentru că vedeți dumneavoastră, la primăria asta a domnului Piedone, care e o afacere de familie și de partid, că doar are 3 nepoți, toți colegii de la PUSL acolo, se întâmplă lucruri mult mai interesante decât vă prezentasem ieri. De exemplu, contractul ăla de 40 de milioane de euro pentru o firmă de pază deținută de un coleg de la PUSL nu e singurul. În total, domnul respectiv cu firma sau firmele lui a luat contracte de peste 50 de milioane de euro, dar astăvară domnul Piedone l-a făcut consilier personal pe domnul acela. O să vă arătăm mai multe lucruri de acolo. Vă dați seama dacă ajung ăștia la primărie? Păi acolo e bugetul mult mai mare, poți să angajezi mult mai mulți. Toate rudele, nu domnul Piedone? Fac toată familia extinsă, asta vreți să faceți la București. E, asta e cu Piedone, tot la București. A apărut un nou sondaj care îl dă pe Nicușor Dan pe primul loc. Însă au fost niște contre foarte interesante între Ciolacu și Piedone. Domnul Piedone zice că după fumul de grătare nu o să se mai vadă cotroceniu pentru domnul Ciolacu. Așa, foarte mare tupeu în postarea lui Piedone, asta după ce Ciolacu s-a luat de fumul de grătare. Greșit. Eu le-am zis partidelor, politicienilor, candidaților. Nu subestimați românii. Peste tot în țara asta sunt români. Nu-i bat jocoriți în funcție de contracandidați. Pentru că voi trebuie să-i slujiți pe toți. Bine, a zis domnul Ciolacu că e prieten cu doamna Firea și că îi pare rău că nu e ea candidat. Domnul Ciolacu, când o să vină nota aia de plată, că doamna Firea face factură mare pe treaba asta, o să plătiți. Până atunci sunteți prieteni. Și dânsa a zis la fel. Nu-i problemă. Domnul Iohannis în continuare visează la NATO, are tot felul de argumente, zice că e legitim, pleacă și la Vilnius. E păcai mari, președintele nostru, nu are treabă cu ce se întâmplă prin România. Apropo de ce se întâmplă prin România, ieri, foarte interesant, am văzut că a scăpat un criminal de sub escorta poliției, l-au găsit cu Noradea. Domnul Buzatu la Vaslui face denunțuri, evident, să vedem, o să fie interesant ce se întâmplă și acolo. Nesimțirea continuă la ăștia părinții lui Vlad Pascu. Însă tatăl Robertei, fata ucisă la 2 mai, spune că unii martori și-au retras declarațiile din dosar. O să discutăm și despre asta. A, și să nu uit. Am văzut că la sectorul 1 candidează un domn, Liviu Negoiță, nu Robert, Liviu Negoiță. Așa. Dânsul și-a trântit niște corturi pe sector și-a pus niște sloganuri cu portocaliu. A scris sloganul cu portocaliu pe ele ca să amintească el de... A, și-a și copiat un pic într-un slogan, să amintească el de cel care a fost cel mai bun primar al Bucureștiului și cel mai bun președinte al României. Păi când pupi mâinile lui Voiculescu și te asociezi cu usturoiul lui Piedone, cam cum e? Rușine, nu? Da, discutăm, avem foarte, foarte multe subiecte. Vară și ce s-a întâmplat cu victimele de la azilurile groazei, pe unde sunt săracii internați în București. Începem, 3 ore de politica zilei. Invitații mei și dumneavoastră de la această primă oră în platou alături de mine, Monica Tatoiu, antreprenor, bun găsit, doamnă, bine ați revenit. Ne-ați găsit la fel cum ne-ați lăsat, cum ar veni. Mai rău. Mai rău? Mi-e teamă, da. Ni se alătură Diana Stoica, este deputat USR, bun găsit, mulțumesc foarte mult. Bine v-am găsit, mulțumesc și eu. Florin Manole, deputat PSD, mulțumesc de asemenea foarte mult. Și alături e de noi Stelian Negrea, jurnalist Newsweek, mulțumesc Stelian. Hai să începem cu subiectul preferat și al meu și al lui Stelian Negrea. Dom'le, Piedone, primăria asta, afacere de partid și de familie, i-am zis eu. Aveți un articol, Stelian, astăzi la Newsweek, în care vorbiți despre cine este acest domn care are și firma de pază, care este și consilierul lui Piedone și care a câștigat până acum contracte de vreo 50 de milioane de euro la primăria lui Piedone. Da, chiar eu am scris articolul respectiv. Am văzut că există o preocupare legitimă, evident, din partea colegilor de la Podne și de la G4 să scrie despre contractele respectivei firme. Și atunci am reușit să pun mâna pe un document care arată o legătură și mai puternică între Piedone și acest individ. Deci Piedone... La nici două săptămâni după ce a ieșit anul trecut din pușcărie, în modul ăla extrem de dubios, asta e o altă discuție. Deci după ce a ieșit la două săptămâni din pușcărie, preocuparea lui principală era să-l numească, prin dispoziția primarului, pe acest Ionel Tugmuruz, da? Să-l numească consilier
ca ori și o titulatură mai ciudată, dar în fine, deci îl numește pe domnul ăsta consilier la cabinetul primarului. Înțelegi? Deci omul ăsta care, după ce m-am uitat și pe firma respectivă, o controlează firma respectivă prin interpuși, au fost o soră de doamnă numită Ciucmurus, doamna care acum a asociat, unica asociat la firma respectivă, are aceeași adresă cu domnia sa, fiind probabil cel mai probabil soția domniei sale, sau dacă stau la, au buletinul la aceeași adresă, au o legătură foarte puternică, da? Deci, domnul ăsta, principala preocupare a lui Piedone era să-l numească pe domnul ăsta consilier. Și problema principală este faptul că cel mai mare contract care a fost atribuit acestei firme, Magic Star Security, s-a derulat o bună perioadă de timp. Deci ofertele au trebuit depuse până în decembrie anul trecut, s-a derulat pe mandatul de consilier al acestui Ciucmurus Ionel la primăria lui Piedone. El după aia, pe 31 ianuarie anul ăsta, este nu destituit, dar îi se aprobă plecarea din primărie. Deci o bună parte din procedura asta, care e și foarte dubioasă, ciudată, de obicei, mai ales având de vedere că un acord cadru atât de mare, e vorba de 202 milioane de lei, noi nu mai spunem la ce trebuie atâția bani pentru pază, dacă n-au alte priorități cu banii aia, asta nu mai punem în balanță, e treaba primarului cum cheltuie banii, dar din un contract atât de mare, nu am vrut să publicat în SEAP, da, unde sunt autoritățile contractante, inclusiv o primărie de sector, obligate să publice aceste contracte extrem de mari, 40 de milioane de euro, o sumă mare oriunde. La New York, dacă te duci, dacă primăria din New York atribuie un astfel de contract, să facă într-o procedură extrem de transparentă. Contractul ăsta pare că a fost atribuit, publicat doar pe site-ul primăriei. Pe site-ul primăriei l-au considerat urgență și l-au trecut în zona socială. Hai să îl întrebăm și pe Petre Florin Manole, pentru că știi, administrație, noi, cum poți să dai un contract de 40 de milioane de euro la maniera asta? Să pui pe site-ul primăriei și se rezolvă pur și simplu. Și omul ăla e și consilierul tău, dar firma e apropiată de el. Hai să arătăm, ăsta e domnul ăsta care deține. E fost polițist, a avut și niște probleme penale, domnul din spatele lui Piedone și al firmelor. Florin Manole. Legal nu poți. Există niște praguri pentru diferite tipuri de achiziții, de la achiziții directe până la licitații internaționale. Evident că suma asta, așa cum spunea și domnul Stelian Negrea mai devreme, nu e o sumă care să permită coborârea standardelor până la, nu știu, achiziții directe sau negociere sau alte metode pentru sume infinit și incomparabil mai mici. Deci, clar că aici e dubios, cel puțin din ceea ce aud și înțeleg. Acum n-am văzut documentele și n-am cercetat, dar cred că cercetarea documentelor ar trebui să ajungă la niște organe de specialitate. Pe de altă parte, chestiunea cu rude, consilieri sau eventuale incompatibilități, la fel și aia are, cum să zic, un leac legal, agenția pentru incompatibilitate și dacă mai departe e cazul, se pot trimite documentele către procurori, așa cum s-a întâmplat și în alte spețe. Însă, eu vă zic că nu e primul abuz pe legea achizițiilor publice pe care îl văd și sper să nu treacă nici ăsta neobservat. Mi se pare greu să treacă neobservat. E prea mare. Am înțeles și la ce te referi și eu sper să facă lumină, pentru că am văzut și eu acele discuții care se poartă și la sectorul 1. Probabil că sunt mai multe primării în toată țara unde există probleme pe achiziții, însă eu înțeleg că s-au făcut denunțuri la DNA în interiorul primăriei sector 5. Este și suma foarte mare, e un contract atribuit, da? Pe 4 ani, 40 de milioane de euro, doamna Tatoiu, semnat de administratorul sectorului, care e nimeni altul decât nepotul lui Piedone. Dacă publicul asta votează publicul, asta primește. Deci, în sectorul 5 înainte a fost un alt primar, domnul Florea, da, care tot cu... plimba mașinile de gunoi. Vedeți? Deci despre asta e vorba. Firma aia de
Dar să știți că se întâmplă și la case mai mari, că au învățat băieții din altă parte. Păi, normal. Da? În campania lui Obama, da, la primarul Chicagoului, a dat pe 20 de ani toate parcările supraterane pe niște venituri infime. Dar zici că vine potopul după ei, vedeți? Da, ceva așa se comportă. Nu cred că domnul Piedone are vreo șansă să fie votat mai mult decât Nicușor. Nu cred, da, nu cred. Bun. Eu am venit în București de la Timișoara și mi-a plăcut Bucureștiul. Și Bucureștiul n-a decăzut. N-are cum să decadă față de Timișoara în așa hal încât să ajungă Piedone primar, da? Este o mafie. Cu cât zona e mai săracă, cu atât mafia e mai mare. Și oamenii acceptă să fie manipulați. Ăsta e sectorul 5. De la Zăbrăuți, toată zona ei. Eu merg acolo, că acolo stă coloitoria să avea. Da? Și ți-e frică să lași mașina. Păi de-aia face 40 de milioane pe firme de pază, dar, Piedone. Da, dar uitați-vă, domnul acesta polițist care a avut probleme. Da, hai să-l mai dăm o dată poza. Da, ia uitați-vă la el, da? Domnul ăsta polițist are și pensie specială. Normal că da, dar ce, despre ce vorbim? Singurul. Deci da, este mafie. Bun, Diana Stoica e un model pe care vrea să-l implementeze mai larg la primăria generală, că vede că e foarte de succes la sectorul lui acolo. Așa e, păi nu ne-a spus domnul Piedone că dacă avea 6 copii i-ar pune pe toți în toate primăriile de sector, dacă bucureștenii îi vor da șansa, el va face bâci cu metrenii, contracte date cu dedicație în tot București. Dar eu aș vrea să nu uităm că totuși la sectorul 5, domnul Piedone beneficiază de o majoritate pe care o are cu sprijinul PSD-ului. Deci el este acolo susținut de către Partidul Social Democrat. Chiar dacă nu îl susține pe față și la candidatura pentru primăria municipiului București. Deci, imediat e pe mine. Da, Florin Manole, am mai auzit discuția asta, că susțineți în Consiliu. Acum aveți probabil majorități în țară cu toate partidele. Nu e asta discuția, că toți au la fel. Dar acum, da, fiind campanie... Un primar poate să încalce legea, orice lege, da, indiferent de cine e în Consiliul Local. Nu vă imaginați că s-a dus în Consiliul Local Piedone cu o așa speță și le-a zis: și ce, aș vrea să pun doar pe site-ul primării, să nu pun în seapă, aș vrea să fac chestia asta cu 40 de milioane, voi ce părere aveți? Cu siguranță nu. Și orice primar care a încălcat vreodată legea în țara asta sau care va încălca vreodată legea, nu se duce în Consiliul Local, indiferent cine ar fi acolo, să zică: băi, o să vreau să încalc legea, închideți ochii puțin. Nu există așa. E vorba de cine este membru, ci de cine îi susține proiectele și ce face în acel Consiliu Local. Păi asta zic, adică a încălcat legea cu ajutorul PSD-ului, asta încercați să spuneți, că dacă spuneți asta și aveți, păi, o probă, nu știu, vă spun. Nu știu decizia. Cum adică să nu știți cum? Și atunci îi prezumăm pe toți de vinovăție, nu? Ca să fim un stat stalinist. Nu, eu ceea ce v-am spus este că dumneavoastră susțineți pe Cristian Popescu Piedone. Corect. Prin acțiunile sale la primăria sectorului 5, prin consilierii PSD. Asta v-am spus. Da, tatăl. Corect, aveți dreptate. Doamna are dreptate. Eu m-am uitat la sondaje. Deci, și alea în care îl pun pe Piedone pe primul loc, nu pun consilierii de la partidul domniei sale tot pe primul loc, da? Mm. Deci, el este tras de PSD, pentru că dacă te uiți la candidatul PSD-ului, domnul Manole, și la mașinile domniei sale pe firme, care nu folosesc... A, vorbiți de București, da, acum. Deci, vorbesc despre modul duplicitar în care se comportă partidele, marile partide. Doamna Tatoiu, mă scuzați că... Da, spuneți. Te rog, Florin. Sunt niște spețe în sectorul 1 pe care le cunoașteți și de-aia aduc vorba despre sectorul 1. Dați-mi voie să-mi termin comparația, ca să vedeți unde vreau să ajung, da? Să nu îmi spună mie cineva că electoratul USR sau conducerea națională a USR sau consilierii locali USR din primăria sectorului 1 și din Consiliul Local al sectorului 1 au vreo vină pentru că pe străzile din sectorul 1, contractele pentru reparații străzi sunt făcute într-un așa hal încât cetățenii înșiși se revoltă. Nu. Deci, aici aveți perfectă dreptate, dar din punctul meu adică de vedere... Adică există primari care pot să fie abuzivi fără să-i sprijine neapărat cineva, că de obicei hoții fură cam simț. Depinde de câte lipsă de bun simț dau dovadă. Dar eu nu înțeleg de ce nu se rupe majoritatea pe care o aveți acolo pentru Piedone, ca să dați un semnal că îl susțineți în mod real pe domnul Cârstoiu, că asta este întrebarea în spațiu public, dacă este sau nu Piedone candidatul... Eu nu știu dacă e o majoritate acolo, dar
vă promit că o să întreb, că chiar nu știu ce se întâmplă. Bine, hai, drăge, vă face de râs, Piedone. Hai să mergem un pic mai departe. Aseară tot Piedone zicea că l-a luat consilier pe Hușanu de la Sanitas. Iese domnul Hușanu și zice, eu n-am treabă cu povestea asta. După care Piedone zice, stai că nu-i consilier, e consultant. Dar el săracul știe doar de consilierii ăștia ce vorbea Stelian mai devreme. Între timp, aseară s-a pornit, domne, un fum de mici și de grătare între premierul Ciolacu și Piedone. Ciolacu a zis că, dumne, asta nu merge doar cu fumul de grătare, că nu-i suficient, că nu asta vrea Bucureștiul, nu asta vor bucureștenii. No, și ți apare Piedone pe internet și scrie, hai să dăm un pic din postarea asta plină de tupeu al lui Piedone. Dar greșeala a pornit de la domnul Ciolacu, din punctul meu de vedere, nu poți, și nu doar ei faceți toți asta, și coaliția de guvernare, și opoziția, toată lumea subestimează electoratul. E o greșeală foarte mare. Nu sunt oamenii proști, nu sunt maneliști, sunt niște oameni români, bucureșteni, trebuie să știți să vorbiți cu ei. Și zice stop. Zice așa Piedone, după ce trece fumul de grătare, ce va rămâne în urmă? Nimic, ai zis tu, se referindu-se la Ciolacu. Din cauza fumului de grătare din 9 iunie, nu o să mai vezi drumul către Cotroceni. Și stai liniștit, mie nu-mi trebuie politica voastră, vorba aia, el și-o face pe lui. Exclus ca în viața mea să candidez vreodată la Cotroceni, v-am rugat doar să mutați gardul politic de la primăria capitalei, acolo unde vă pricepeți voi mai bine să faceți politică, în parlament, la guvern și președinție, și să lăsați administrația și la noi, cei care în 30 de ani am cărat o roabă. Marcele, tot în fumul de grătare, sunt și cei mai mulți cetățeni, nu doar ai Bucureștiului, ci ai României. Indiferent de confruntarea politică din 9 iunie, nu-mi subestima inteligența. Te rog să mă jignești în continuare pe mine, că mai marii tăi consultanți nu s-au spus să nu jignești fumul de grătare, că nu jignești fumul de grătare, ci jignești mulțimea oamenilor care de-abia își permit doi mici. Stelian Negrea, această micuță furtună e artificială sau e o nemulțumire reală a lui Piedone legată de PSD? Se ceartă zeii politicii românești să ne înclinăm, să ne ascundem în buncăre, avem și un război la graniță, eu cred că nu mai avem niciun fel de speranță. Ciolacu și cu Piedone s-au luat la păruială. Păi eu nu știu să vă zic acum, întotdeauna există zile în care înclinsă, cred că această păruială dintre ei este reală. Există zile în care informațiile care mi se prezintă sau care mi se prezintă, că nu mi se prezintă mie personal, informațiile care mi se prezintă pare că ar fi una regizată, da? Faptele de până acum arată că domnul Piedone stă bot în bot cu PSD-ul la nivel de sectorul 5 acolo, la nivel de majoritate în Consiliul Local, faptul că se aruncă bezele și cu candidatul ăla de la sectorul 2 al PSD-ului și cu ăla de la sectorul 5, faptul că nu prea este luat în vizor de alți PSD-iști de seamă, în afară de această gâlceavă cu zeul de la PSD, domnul Marcel Ciolacu. Eu vă aduc aminte modul cum mi s-a devoalat din nou domnul Piedone, da? Uităm lucrurile esențiale. Domnul Piedone a ieșit într-un mod extrem de controversat și dubios, ca să nu spun altceva, din pușcărie pe 21 iunie anul trecut, da? Și domnul Toni Greblă, oricât mi-ar spune mie lumea acum, domnule, stai ușor că domnul Toni Greblă este păpușărit sau ar fi păpușărit de domnul Dan Voiculescu, este numit pe poziția PSD-ului. PSD-ul, dacă nu-l dorea pe domnul Toni Greblă la autoritatea electorală permanentă, nu-l ține acolo, putea să-l dea jos. Dar îl ține în continuare și domnul Toni Greblă a fost unul dintre primii și principalii avocați ai lui Piedone, ai punerii pe funcție imediat ce a ieșit din pușcărie domnul Piedone și al menținerii și acum, da? Domnul ăsta de la sectorul 2, candidatul PSD-ului, Hopinca, da, ar fi avut posibilitatea să semneze un ordin prin care să facă alegeri la sectorul 5. N-a făcut-o. Uh-huh. Eu cred că se războiesc din vârful buzelor și pe sumasă, fie că e o înțelegere subterană explicită, fie înțelegerile care au fost făcute între oamenii ăștia în urmă cu ceva timp, poate nu mai sunt de actualitate. Nu mai sunt de actualitate din cauza listei la europarlamentare. Nu mai. Domnul da. Negrea, eu m-am uitat la ultimele sondaje. Da. Deci, domnul Piedone este votat în
procent de 50-60% de oameni cu studii aproape deloc sau medii. Da? Spre deosebire de Nicu Șordan, care e votat cu oameni cu studii superioare. Domnul Ciolacu are același electorat. Care nu poți să ai un electorat cu studii superioare când tu nu-ți găsești diploma de bacalaureat. Și eu am impresia că această, că domnul Piedone cu toată avalanșa asta îl deranjează. Au același electorat. Și atunci, cum a scăpat de Simonis, cum încearcă să-l depeseze pe Grindeanu, îl simte pe acest domn Piedone că îi atacă statuia. Da? Da. Eu așa o văd. Diana, de la voi cum se vede? Imediat vin la Florin să vedem, dar vreau să adun în toate celelalte ca să răspund la tot. Diana, la voi cum se vede? E de fațadă? E real? Pentru că, într-adevăr, pe USL-ul, și aici nu e vorba doar de Piedone, e vorba de Voiculescu, și-a dorit oameni pe lista la europarlamentare, dar PSD și PNL nu au avut locuri câte voia Voiculescu, anume 4. 3-4 erau la un moment dat. Avea dăpuși și moderatori și domnul Piedone voia să-și pună fiica, din câte am înțeles, pe lista aceea. No, e un război real sau e gargară publică? Mi-e greu să cred că e un război real atâta timp cât îl susțin în Consiliul Local la sectorul 5, atâta timp cât fiul domnului Piedone este în continuare deputat PSD de Suceava. Deci unde este separarea asta în afară de declarații politice și că se aruncă cu fumul de grătar dintr-o parte în alta? Nu există pe fapte, deci doar în vorbe. Și pe vorbe eu nu îi cred pe niciunii, pentru că ne-au dovedit cel puțin domnul Ciolacu de 2 ani ne minte cumverșunare, da, pe orice subiect, pe taxe, ne îngroapă în datorii cu domnul Boloș la PNL, ne minte că vine să scape de păcănele după ce noi am inițiat aceste legi și vedeți că scapă doar jumătate de Românie doar de păcănele, nu și de case de pariuri de la sat. Deci eu nu mai cred lucrurile astea. Să fac o disociere reală, să nu-i mai asigure majoritate în Consiliul Local, să nu-l mai susțină pe fiul lui, da, în funcția de deputat. Astea ar fi acțiuni concrete. Până atunci... Bun, Florin Manole, de ce domnul... Știi că ce nu înțelegem noi? Imediat îți permit, dar vreau să te întreb, asta e personal în momentul ăsta, nu înțeleg eu. Da. Doamne, ce caută premierul României să se certe el cu candidatul ăsta cu usturoiul de algățat de gât? Să lase candidatul pe Cârstoiu să iasă, doamna Firea, care era mult mai puternică decât e Cârstoiu. Să iasă, domne, să ieșiți voi, președinți de sectoare, primari în funcții. Ce înseamnă, e efectiv periferia politicii dialogul ăsta, sincer? A întrebat Stelian Negrea mai devreme, da, corelat cu întrebarea aceasta, de ce nu-l critică alții oameni din PSD, da, în afară de președintele partidului. În primul rând că atunci când critică președintele partidului e un mod în care PSD se exprimă la cel mai înalt nivel și mi se pare că este o asumare extrem de importantă. Nu există mai sus, dar atât nu mai are cine din PSD, mai sus decât președintele partidului, mai jos decât președintele partidului, ca să răspund și la întrebarea dumneavoastră. În aceeași zi, da, după Marcel Ciolacu au vorbit și Cătălin Cârstoiu și Gabriela Firea la același eveniment, inclusiv critic la adresa lui Piedone, mai devreme, cu 3 ore, la o altă televiziune, primarul Buzăului, care este cel mai votat din punct de vedere al procentelor, dintre primarii de municipii și un primar care probabil că și acum va face peste 70%, a zis, sub o altă formă, ce a zis și Marcel Ciolacu cu fumul de grătare. Și aici nu s-a referit la cetățeni. Primarul Buzăului a spus așa: care sunt, întrebare retorică, proiectele de infrastructură consistente, serioase, lăsate de Piedone în urma sa la sectorul 4 sau făcute acum, măcar începute, în sectorul 5? Nu sunt. Așadar, în afară de fumul propagandistic, ca să nu mai zicem de grătare, să nu, da, mai fie interpretabil, nu este niciun proiect consistent. Asta a zis într-o formă Marcel Ciolacu și asta a zis în mod direct Constantin Toma. Apropo de asta, apropo de Rareș Hopincăl, care putea sau nu să semneze ceea ce ar fi trebuit, să zicem, să semneze prefectul. Rareș Hopincăl nu era prefect la momentul derulării faptelor la care face referire domnul Negrea. Rareș Hopincăl a devenit prefect după ieșirea domnului Piedone de la Hopincăl era în schimb la sectorul 5, era următorul, da, da, după era city manager, Piedone. Dar nu era... Și prefect era tot PSD. Era Greblă. Era Toni Greblă. Exact. Nu era Greblă, era o doamnă
al cărui nume îmi scap acum, care era fost subprefect, care deplinea atribuții. Dar eu vroiam doar să clarific că informația cu Hopincă nu era... Da, dar este susținut de domnul Piedone, dar nu era prefect. Aici ai dreptate. Bine, Stelian Negre... Nu era cu siguranță. Da, mulțumesc mult, Stelian, pentru că ai fost aici. Eu vreau repede să vorbim un pic de taxa pe boală, pentru că eu ieri am înțeles că a fost o ședință extraordinară prin care s-a eliminat taxa aceasta pe boală. Aflăm acum de la domnul Rafila că se lucrează pentru bolnavii cronici. Hai să vedem ce spune domnul Rafila. A fost mărită lista concediilor medicale care sunt scutite de taxă, dar nu sunt introduse toate bolile cronice. Și vorbim aici de pacienți care au, de exemplu, Parkinson sau epilepsie sau alte boli rare. În momentul de față se lucrează la guvern pentru aceste precizări, încât toți pacienții cu boli cronice care, într-un fel sau altul, ar fi fost afectați de această taxă să poată să fie exceptați. Cred că o mai bună definire a modului, a nomenclatorului de prescriere pentru concediile medicale, încât toate afecțiunile cronice, sunt multe organizații de pacienți care sunt îngrijorate, încât aceste îngrijorări să înceteze. Și ieri ne-a spus purtătorul de cuvânt de la guvern că în continuare vor plăti 10% pentru boli obișnuite. Bun, Diana Stoica, urmărești foarte mult ce se întâmplă cu subiectul ăsta cu taxa pe boală. Ce am înțeles noi este următoarea chestie: taxăm 10%, după aceea noi în mărinimia noastră, guvernul, vă dăm scutiri vouă, bolnav de cancer, mămică, pacient cronic și așa mai departe, facilități fiscale pentru bolnavi, dacă ați mai întâlnit asemenea ticăloșie primitivă. Este o mare mizerie. Atunci când au băgat această taxă pe boală, au știut să o bage din start pentru toate categoriile de pacienți. Dar acum când e vorba să o scoată, deși noi le-am semnalat din decembrie, când a fost ordonanța trenuleț în Parlament că vor băga această taxă pe boală, atunci au știut foarte bine să o bage. Acum nu mai știu să o scoată sau ce lucrează de atâta timp, să eu nu înțeleg. Să o scoată pentru toată lumea, pentru că este o mizerie, indiferent de ce ar fi. Concediu medical este un drept obținut de oamenii care muncesc și se îmbolnăvesc sau trebuie să aibă grijă de pacienți bolnavi din familia lor. Este un drept pentru care au contribuit ani de zile și tocmai nu primesc decât în situații excepționale 100% din salariu. Deci este deja o reducere în momentul în care primești indemnizația de concediu medical. Nu are de ce să mai taxeze nimeni nici măcar cu un leu, pentru că nu mai primești toată suma pe care ai avea-o dacă ai fi la muncă. Deci este efectiv o mizerie. Asociațiile de pacienți cronici, într-adevăr, au ieșit zilele acestea și au semnalat ceea ce le spunem și noi, că nu vor să scoată pentru toate categoriile de pacienți, așa cum este corect și, repet, este dreptul oamenilor care muncesc, chiar și dacă fac o răceală. Tot au contribuit, da? Pentru că atunci când îți iau taxele, știu să le ia indiferent dacă ești bolnav, ești sănătos. Dar când vine vorba să-ți plătească drepturile, vine ciolacul care nu are niciun fel de cunoștință medicală și care a fost contrazis de șefa Casei Naționale de Asigurări, care ne-a arătat acel top de concedii medicale. Că ciolacul încerca să ne spună că românii sunt hoți și, vezi, domne, se îmbolnăvesc și au concedii prea mari. Este fals. Cele mai mari concedii din România le iau pacienții oncologici, pacienții care au suferit intervenții chirurgicale ortopedice, dar oamenii care au tratament radioterapie, chimioterapie, ăsta este topul oamenilor. Și chiar dacă și-ar lua și un om care tușește sau care are un junghi, că am văzut că are o problemă cu oamenii care sunt bolnavi, tot e dreptul lor. Și de acord, eu nu înțeleg cum a hotărât guvernul că există boli obișnuite, pentru că așa s-a exprimat ieri purtătorul de cuvânt, boli obișnuite. Încă o dată, îi doresc domnului Ciolacu să vadă cum este să ai un junghi în spate 24 de ore și să nu te poți ridica din pat. Deci să faci o febră 40 de grade brusc și să nu poți 3 zile ești legumă, da? Da. Fără să fie o boală cronică, da? Nu te poți duce la serviciu, că îi îmbolnăvești și pe alții. Pe mine mă deranjează foarte tare că s-au uitat pacienții cronici, cum aici că lucrează, au dat 100 de zile, a stat în vigoare taxa pe boală, câte 10 milioane de lună, și apoi au venit și ne-au spus că dau scutiri, adică ei dau facilități fiscale bolnavilor. Ăsta e cinismul, ticăloșia, o să mai vorbim și la următoare. Se numește hoție. Da, e hoție, o să mai vorbim și la următoare despre subiect. Vreau să o salut și pe colega noastră, Adriana Stoicescu, realizator fără de lege și condamnații. Mulțumesc mult că ești aici, Adriana. Și în egală măsură îi mulțumesc Dianei Stoica pentru că a fost alături de noi. Diana, mulțumesc.
Vorbim în continuare despre Buzatul de la Vaslui, pentru că aflăm din presă și este confirmat și de DNA că Buzatul ar fi făcut un denunț într-un dosar de corupție în închisoare. Vorbim despre Buzatul, acum îi rog pe colegii mei să pregătim subiectul cu Buzatul. Bun, Adriana Stoicescu, ai date suplimentare? E vorba despre un denunț făcut în pușcărie într-un dosar de corupție. Da, se pare pe surse că Dumitru Buzatu și-ar fi părât la DNA o serie de colegi de partid cu funcții destul de importante. Rămâne de văzut care sunt aceștia și de ce a recurs la așa ceva. Potrivit legii, se știe că în momentul în care faci un denunț poți beneficia de o micșorare a pedepsei. Depinde acum de pe cine a părât el. Probabil are legătură cu partidul, da, Tatăl? Am înțeles din sursele mele că îi se pregătește un alt dosar și ca urmare acestei presiuni a făcut ce a făcut și domnul Pinalti de la Neamț. Da, dar în continuare, Adriana Stoicescu, despre primul dosar, cel în care s-a făcut și flagrantul, mai sunt date? Pentru că nu vedem că se merge mai departe. Nu, ancheta și continuă cursul, este ceva ce nu mai poate fi pus la îndoială în acest dosar. A fost prins în flagrant, flagrantul a fost făcut ca la carte din toate punctele de vedere. Nu, rămâne de văzut când va fi trimis în judecată. Adriana, luăm o scurtă pauză, rămâi alături de noi pentru că mai vreau să discutăm puțin și despre 2 mai. Din nou în direct, ieri v-am arătat declarațiile absolut halucinante ale tatălui lui Vlad Pascu. Doamne, ne spunea că băiatul lui nu s-a drogat, că de fapt alea nu sunt valori, că de fapt s-a drogat în Olanda și că nu e aceeași legislație cu România. Evident, zice că fisul e un trofeu în toată povestea asta. No, acum apare tatăl Robertei, fata ucisă la 2 mai. Eu ieri n-am avut puterea să-i mai iau pe părinți, pentru că după asemenea declarații mizerabile pe care le-a făcut tatăl lui Pascu, ba și fisul, că ieri era fisul. Dom'le, eu vreau să aduc plus valoare în societate, în simțire totală. Așa zice tatăl Robertei că unul dintre martori, și anume doamna de la magazin, știți că era o înregistrare cu el cumpărându-și ceva de la un magazin, și-ar fi retras declarațiile din dosar. Se vorbește mult despre o mușamalizare. Sigur, sunt cercetări și la Poarta Albă despre condițiile în care s-au dat declarațiile. Adriana, revin la tine și apoi o să vin și la doamna Tatoiu. Adriana, revin la tine. Suspect și modul în care s-au dat aceste declarații, însă dacă e așa și din dosar se retrag astfel de declarații, asta presupun că îl va ajuta pe Vlad Pascu în ceea ce privește pedeapsa finală. Da, tot ceea ce se întâmplă în acest dosar arată o mușamalizare, dar o mușamalizare așa pe față, fără pic de rușine. Uitați-vă ceea ce s-a întâmplat în instanță cu judecătoarea, uitați-vă ce s-a întâmplat cu Vlad Pascu, care dă interviuri din pușcărie știind că nu are voie să facă acest lucru și trăgând după el niște oameni în jos, gardieni și cine îl păzea pe el acolo. Este incredibil ce se întâmplă. Eu cred că tatăl Robertei nu are de ce să mintă și cred că este adevărat și lucrul acesta cred că se datorează foarte mult părinților lui Vlad Pascu, care încearcă să mușamalizeze cât se poate de mult acest caz și să facă în așa fel încât fiul lor să primească cât mai puțin ani de detenție. Da, da, tatăl, și cunoașteți, îi cunoașteți pe părinții lui Vlad Pascu. Mă gândeam. Soțul meu s-a luptat cu acest Pascu, cred că vreo 10 ani de zile, cumpărat martori, a vrut să-l bage la pușcărie pe bărbatul meu. Noroc că bărbatul meu se pricepe la legislație. Dacă eu eram în locul lui Victor, nu știu ce se întâmpla. Deci n-au niciun Dumnezeu. Au făcut atât de mulți bani și nu sunt numai ei. Cred că acolo este o gașcă, că s-a construit în pepiniera aia total împotriva legii. Dar au cumpărat martori. Apropo de martora care... Sunt ferm convinsă. Dacă bărbatul meu a încercat să-l bage în pușcărie cu aranjamente la poliție, au venit poliția pe o chestie care nu s-a verificat. Deci ăștia vor merge până în pânzele albe. Dar s-ar putea ca la un moment dat să se întâmple ceva.
Da, tatăl lui Vlad Pascu ieri acuza presa foarte violent, foarte virulent. Eu nesimțit, îmi asum ce mi-a făcut mie și soțului meu. Deci este grobian și este, are comportament de mafiot clar. De pe vremea când Vlad era, avea 3 ani. Păi, apropo, ei zic că vor să salveze copilul. Doamne, de ce nu l-ai salvat de la început când au fost copilul primele termina. Dosare? Hai să vedem puțin din ce spune tatăl lui Vlad Pascu și ne întoarcem. Dacă... ok, bun. De la aceste... Bun, în această înregistrare pe care a făcut-o ieri Marian Ceaușescu, arată inclusiv acele valori ale drogurilor tatălui Vlad Pascu și susține Adriana că nu s-a drogat, de fapt, fiul său. Adriana, ne auzi? Da, vă aud. Este râsul plânsul ceea ce declară tatălui Vlad. Nu se poate așa ceva și degeaba spune el că de fapt s-a drogat în Olanda și nu în România. Ce vrea să spună? Că era de acord cu băiatul lui care se droga în Olanda și da, România nu e de acord? Nu, Vlad Pascu s-a drogat chiar în acea noapte. Vlad Pascu a făcut ceea ce a făcut sub influența drogurilor. Nu în cap discuții și nu avem ce să comentăm. Ceea ce spune tatălui Vlad este total aiurea și e fals. Bine, mulțumesc mult, Adriana. Luăm pauza de publicitate, ne întoarcem de la fix, vorbim și despre pensii, vorbim însă despre alimente la gramaje mult mai mici decât cele pe care le cunoaștem. Asta pentru că a intervenit plafonarea, dar și pentru că vor să-și mențină profiturile în condițiile unor costuri ridicate, magazinele, operatorii economici. Avem și alte teme, vă mai arăt ce se întâmplă și la Brașov, acolo unde un elev și-a șantajat profesoara de istorie, spunând că are poze indecente cu fica acesteia. Ne întoarcem.